Senatul Statelor Unite aprobă planul de retragere a trupelor americane din Irak până cel târziu 1 martie anul viitor. Cu 50 de voturi pentru și pasivă, senatorii au respins un amendament propus de republicani care prevedea înlăturarea clauzei de retragere a trupelor din proiect de lege referitor la fondurile necesare campaniei militare. Casa Albă a anunțat la scurt timp că președintele George Bush va face uz de dreptul său de veto pentru a se opune planului. Votul dat de Senat reprezintă o victorie pentru congresmenii democrați și o înfrângere a liderului de la Casa Albă. Și aceasta cu atât mai mult cu cât și Camera Reprezentanților a sprijinit planul de retragere a trupelor în cadrul unei sesiuni organizate săptămâna trecută. Camera a votat vineri proiectul de lege care stabilește o legătură între finanțarea războiului și o retragere din Irak până cel târziu la 31 august 2008.